Bună, copii! Astăzi vom învăța să desenăm o claviatură pe care o vom lipi la începutul caietului nostru de muzică. Astfel vom avea mereu la îndemână clapele pianului pentru că cine știe când ne vine inspirația de a compune o melodie. Sunteți pregătiți? Să începem! Avem nevoie de o riglă, o coală albă, un creion negru și, la final, creioane în culorile curcubeului. Pe coala albă vom trasa o linie orizontală de 16 cm. Continuăm cu o linie verticală de 10 cm, apoi formăm un dreptunghi, respectând aceleași dimensiuni. În acest dreptunghi vom construi claviatura noastră, adică clapele pianului. Latura de sus a dreptunghiului ne va ajuta în delimitarea clapelor albe, fiecare clapă albă fiind de câte 2 cm. Deci vom trasa niște semne din 2 în 2 cm, respectiv la centimetrul 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 și la 16 este deja delimitat. Acum este momentul în care construim clapele albe. De câte clape albe avem nevoie? Do, re, mi, fa, sol, la, si și do. 8 clape! Dar pianul are însă și clape negre. Mare atenție însă unde poziționăm aceste clape negre, deoarece trebuie să respectăm unele reguli. Pe pian avem o grupare de 2 clape negre, imediat după clapa do. Între mi și fa nu există clapă neagră, așa că o vom nota cu X. Apoi avem o grupare de 3 clape negre, imediat după clapa fa. De asemenea, între si și do nu avem clapă neagră și vom pune din nou un X. Iar acum vom da culoare fiecărei clape albe, utilizând culorile curcubeului. Do va fi de culoare roșie, re portocaliu, mi galben, fa verde, sol albastru, la indigo, si violet și un alt do pentru care vom folosi din nou culoarea roșie. Și acesta este pianul nostru. Îl decupăm și îl lipim la începutul caietului de muzică. Bineînțeles că pianul are mai multe clape, însă vestea bună este că aceste clape pe care noi le-am desenat pe pian se repetă de 7 ori. Pentru a vă putea da seama de lungimea claviaturii unui pian de concert, uniți claviaturile realizate de 7 colegi din clasă.